Războiul i-a alungat pe mulți ucraineni din țara lor, iar o parte au ajuns în Italia. Cei mai bogați dintre ei au început să cumpere masiv proprietăți în una din cele mai exclusiviste zone ale țării. Conform Digi24, o parte dintre cumpărători doresc pur și simplu să-și asigure un loc liniștit în care să trăiască, departe de bombardamente, în timp ce alții vor să investească pentru a-și asigura averea acumulată, pregătindu-se în același timp să se mute în Italia în cazul în care situația din țara lor s-ar înrăutăți și mai mult. Sanremo este una dintre destinațiile preferate ale ucrainenilor bogați. De la începutul războiului am înregistrat un boom de cereri în medie 5 pe zi de la ucraineni interesați să cumpere vile sau apartamente în Sanremo, dar și în Bordighera, Alasio și Rapalo, a declarat pentru ANSA Azarov, proprietarul unei agenții imobiliare din Sanremo, care se ocupă doar de vânzarea sau închirierea unor proprietăți de lux. El a mai spus că are solicitări și pentru Via Regio și Veneția. Agentul imobiliar a spus că a vândut masiv proprietăți între 200.000 și 5 milioane de euro, iar plata s-a făcut imediat.